Teatru la microfon. De minute cu Îngerul. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Alexandru Vampilov. Deșteptarea! Ești nebun sau ce faci? Bună dimineața! Salut, popor băutori! Dacă ar fi ceva de băut... De băut, poftim! Garafa-i plină? Da! Apă cât îți poftește sufletul? Nu vreau apă! Vreau ceva de băut. Aha, vă zic că H2O nu-ți place, da? Nu. Atunci ce vrei, ha? Vodka? Bere? Sau coniac? Vodka. Așadar, vodka-ți place cel mai mult? N-a mai rămas nimic? Ce să rămână? Niciun strop? Ce vodka? No, nici un pic, am scurs toate sticlele. Da, bani avem? N-am niciun sfânt. Auzi, ascultă. Pe dracu l-am pus. Auzi, nu mi-ai... Unde mi-am pus aseară celălalt pantof, ai? Deci ia dracul pe care fi intrat în pământ. Ia, scoală. Păi n-ai văzut unde l-am pus, ai? Pentru prima dată mă aflu aici. Ugarov, trebuie să scripuim de o sticlă. Stai să ne gândim. Să ne mai punem creierii în mișcare. Nu pot gândi, nu pot. Mă doare capul. Crezi că mie mi-e mai ușor? Dracul să-l ia. Are de crezi să o trag o dată sau nu? Fiodor Grigorievici, fii calm! Asta nu o să schimbe nimic, ascultă-mă pe mine! Da, scurate sufletul din mine! Fiodor Grigorievici, asta-i meseria lui, domne! Asta-i meseria lui! De ce să te înfuri, a? Dimpotrivă, ar trebui să-i respecti pe artiști, a? Căștigă bani grei, Fiodor Grigorievici! Dai în sus cu arcușul, tararararara! Ia, părale! Dai în jos cu arcușul, tararararara! Ia-i, părale! Ce zici, a? Ce zici? Ne face bine cu bani pentru o sticlă, a? Cine? Ăsta? Niciodată, nu! Și de ce crezi că nu? Mă duc să-i spun că așa și pe dincolo. Și dacă s-ar putea să ne împrumute până mâine. Trimitem telegramul și mâine ne sosesc bani, a? Zi, Fiodor Grigorievici, gândește-te, cutează, ce? De ce eu și nu tu, bună oară? Păi, Fiodor Grigorievici, eu sunt totuși șeful tău, a? Auzi, șef. Da. Nu mă duc. Fiodor Grigorievici, ia uite-te la mine. E, unde aș putea eu să mă duc? Doar sunt fără pantofi. Dacă în halul acesta poți apărea în societate, nu-i frumos. Nu mă duc. Bine. Atunci du-te măcar la tinerii căsătoriți. De muzicant mă ocup eu. Bine. Tinerii au venit cu mașina, așa că probabil
sunt din cei cu punga plină. Trebuie să fie bun la suflet, a? Odată ce călătoresc în doi, pați la ușă, îți ceri iertare, le zici bună ziua și îl poftești pe bărbat să iasă în coridor. Dar cine-i bărbatul? Bărbatul? Da. A, bărbat. A, pare mi se că e inginer. Aha. Poftește-l în coridor. Aha. Stop, nu, nu-l mai poftești încă ieri. Roagă-l față de nevastă sa, față de o femeie, e mai bine, mai sigur. Mă învață el pe mine. Fie ce-o fie, am să încerc. Hai, într-un ceas bun. Alo? Tovarășul viorist? Bună dimineața, bună dimineața. Ce mai faceți? Cum ați dormit? Mă iertați, vecinii, adică vecinul dumneavoastră, zic. Ce-i drept, noi suntem din alt domeniu, cel industrial. Ba nu, vecinii de cameră, aici la hotel. Da. Înțelegeți? Stăm și ascultăm cum cântați și ne delectăm. Eu și prietenul meu. Da, ne delectăm în adevăratul înțeles al cuvântului. Cum? Aseară? Aseară, da. Ce-i drept, e drept, da, e vorbă să fie. Musafirii, zic musafirii, ei, da, desigur că ei, știți doar cum sunt musafirii aceștia, naivi, simpli, una, două și dă-i cu cântecul, una, două și hai la dans. Da, de acord, da, aveți într-o totul dreptate. O să avem în vedere, da. Despre ce-i vorba? Mai pe scurt, nu s-ar putea să ne împrumutați niște bani? Vă rog să ne iertați, mâine primim și vă restituim banii înapoi. Cum? Aha, am înțeles, da, bine. Mitocanul. Da, ușa e deschisă, intrați. Ana Vasilie. Bună dimineața. Bună. Facem curățenie, orba? S-ar putea, dar putem și fără ea, Ana Vasilie, una, parcă nu-i tot una. Da. De câte zile chefuieți? De câte? De trei zile, Ana Vasilie, una, de trei zile, să nu-ți fie cu supărare. Și cu ce ocazie, mă rog? Mai încerc. De ce se întreabă? Așa, din buzunarul cui vreau să zic chefuiala asta? Din propriul nostru buzunar, Ana Vasilievna, din banii noștri trudiți. Doamne Dumnezeule, pe ce aruncă lumea asta banii? Am grozește când văd. Ce spuneți, Ana Vasilievna? Tot aceea spun, da. Ia ca eu, de-o pildă, da? Adun copeică la copeică și nu pot cumpăra o hăinuță pentru nepoțica mea. Da, iar voi aruncați banii ăștia pe vânt. Da. Să nu mor niciodă, a? Așa e, Ana. Arăcan de mine. Da. Asta ce mai este? Ce e, Ana Vasilievna? Ce rușine, Doamne, ce rușine! Ce e, Ana Vasilievna? Ce s-a întâmplat? Tu unde s-a mai văzut să ții tu pantoful în coșul cu gunoi? Păi cum dracu nimic de acolo, Ana Vasilievna? Asta mă întreb și eu, cum? Păi zău că mă mir și eu, nu. Doamne, ce rușine, ce rușine! Ia, stai să nu uit. Da. Fiți atenți. Atenție, Ana. Administrația vă previne. Da. N-ați plătit de 3 zile hotelul și ați mai și spart și o garafă pe deasupra. Cine, noi? Da. Așa că pregătiți bănișorii. Ana Vasilievna, nu mă omorâi cu totul, Ana Vasilievna.
Ana Vasilina. Ana Vasilina, înțeleg, e sigur că nepoțica, vreau să zic că trebuie să avem grijă de nepoți. Dar nici de băut nu se poate să nu bei, Ana Vasilievna. Măcar câteodată, câteodată. Da, odată. Ana Vasilievna, ia te uita la el, a? Eu numai vă rog să vă uitați la el, a? Da, dar ce n-am văzut eu la el? Nu, privește, Ana Vasilievna, privește. Asta e un om normal, a? E bolnav, Ana Vasilievna. E bolnav. Bolnav, Ana. Ana Vasilievna, îngerașule, salvează-ne, ha? Dă-ne numai până mâine, trei, ha? Nici să nu vă gândiți, și nu vă gândiți, nu vă dau. Răcan de mine, nici tu rășâne, nici tu strop de obraz, aruncați cușutele pe vânt și apoi cereți, ha? De la cine cereți, ha? De la o derticătoare? Nu, nici vorba să fie, dar nici nu mă gândiți măcar. Hai! S-o pici cu lumânarea, că nu-ți dești, nu-ți dești. Dar vecinii, ce zic? Dar care? Ăștia? Puneți pofta în cui. Flăcăul ăsta e de ștefoc. Suntem, zice, în călătorie de nuntă și avem cheltuieri mari. Așa că să ne iertați și închideți ușa din partea cealaltă. Scurci cu prezător. Dar vioristul? Aceeași poveste. Mare fuză. Lucru zadarnic. N-are să ne dea nimeni. Uite, măcar să mor. Nu mai pot, capul mi se desface în bucăți. Ce faci? Nu, Fiodor Grigorievich! Fiodor Grigorievich nu făcă răcini, n-are niciun rost! Mi-a spredelit toți creierii! Spurcăciunea! Ce înseamnă asta? De ce bateți în perete? Muzica dumitale! Domnule... Ne iese pe ochi! Trebuie să înțeleg că eu v-am deranjat. Doamne, eu vă rog. Să avem iertare. Nu cumva eu vă încurc să strigați, să înjurați, să țipați, să avem iertare. No, pentru prima oară eu cred că... Da, sunt vinovat, desigur sunt vinovat. Iar aseară, spre exemplu, chiar ați urlat dumneata. Eu? Da, anume, dumneata urlai ca într-o pădure. Vă rog, rog să mă ierți, dar nu-mi închipui cum îți ieși atât de bine. Uite așa, îmi ieși așa și gata. Iar acum mai bateți în perete. Nu-i prea de tot, drăguților, a? Ascultă, muzica dumitale ne scoate de minți, ne-a tocit toți nervii. Liniștește-te, Fiodor, liniștește-te. Da, domnule Viorist, da. Noi nu avem nervi de fier. Nervi, zici? Oare voi aveți nervi? Dar cum ți-ai închipuit, domnule? Adică cum, dumneata ai nervi, iar noi nu avem nervi, da? Închipuiți-vă că nici nu bănuiam. Nu pricep. Cum de aveți nervi și la ce v-ar trebui? Dar dacă aveți nervi, atunci de ce, mama dracului, bateți în perete? Pentru că ne iese pe gât și pe urechi muzica asta dumitale! Calmează-te! Aici, domnule, nu-i club, aici e hotel! Iar la hotel, domnul meu, oamenii se odihnesc! La urma urmei! Gata! Și mai mult, să ne aud musca! M-ai înțeles? Iată... Când o să venim la concertul dumitale acolo, poftim. Poftim. Poți să ne cânți cât vrei. Iar aici... Cum? Voi să veniți la concertul meu? Da, noi. Pentru ce? De-a cui nevoie? Cum adică pentru ce, mă, de-a cui nevoie? Auzi? Păi să te auzim, să ne relaxăm. Să vă... Uite, mai albă râde. Să vă relaxați? Da, doamne, să ne relaxăm. Bă, să nu mă băgați în boală drăcia dracului. Nu-i nevoie. De 100 de ani n-ați fost la concert și puteți să nu veniți încă 100 de ani înainte. La bâlci. Eu te rog. Ascultă. Și la crișmă, acolo vii loc. Ascultă, eu nu înțeleg. Ce ai dumneata împotriva noastră? Să nu vă văd. Eu nu distrez publicul. Mai bine cânt
scaunelor decât vouă. Și să nu-mi încurcați să repet. Naiba să vă ia, ați înțeles? Să nu-mi încurcați să repet. Hai, ieși, deschide, hai. Ieti, uite ce se aprinde. Parcă-i hibrid. Pe semne nu-i vin spectatorii la concert. Lumea nici nu vrea să-l vadă în ochi și șuieră vântul prin buzunare. Ei, cred că are bani. Gărcetul dragule. Câțiva biștare. Hei, și atâta bătaie de cap. Bani de o sticlă. Dar dacă nu le ai, poți să dai pielea popii. Hai, lasă, nu te mai văicăra atâta. Ei, Fiodor Grigorievici, ne descurcăm noi cumva, că nu suntem în pădure. Și nu s-au terminat oamenii buni pe lumea asta, auzi? Găsim noi bani de o sticlă să nu-ți faci nicio grijă. A, te uită pe stradă ce dea lumea. Uite, bă, e plină strada cu lume. Ei, și ea roagă-i să te împrumute. De ce nu-i rogi? Roagă-i. Cum să-i rog? Toți sunt buni când punga ți-i plină. Iar când nu ai nicio parachioară, ia-i să vezi acuși ce fac eu. Oameni buni! Cetățeni! Fede, Grigori! Ochii pe atenție! Ce faci, măi? Ești nebun, ce-i cu tine? Ai răbdare, să vedem ce o să iasă. Oameni buni! Ajutați-ne! Caz grav! Fără ieșire! Nu înțeleg, ce vrei să faci? Ai răbdare! Cetățeni! Care ne poate împrumuta un suptar? Să nu glumești în felul acesta, Fiodor Grigorievici, că poliției nu-i plac glume din astea, auzi? Ia te uite la ei! Păi ce o să facă, sigur că râd? Ei! Ce te flițești? Mai încet, nu striga, te rog! Iartă-te cu lume dacă-i sătur! Unii se fac ca nu ne auze, uite, vezi? A? Observ! Iar burtuosul, uite-l, vezi? A și luat-o la fugă! Ai văzut? Uite oamenii tăi buni! Omul dacă n-are bani, nu face o parachioară! Gluma-i glumă, dar totuși de unde să luăm bani? Dar poate să vindem pufaica mea, ha? Uite, e nou-nouț. Sau ceasul. Dă-l încolo de ceas. Ceasurile nu mai au niciun preț. Cum n-au preț? Pufaica e ceva mai sigur. Stai, că bate cineva. Da. Cine e? Intrați! Bună ziua. Respectele noastre. Dumneavoastră ați cerut adineauri niște bani? Acum câteva clipe la fereastră. Ei, și dacă noi? Iată, dacă aveți nevoie de niște bani, eu aș putea... Ce ai putea? Nu cumva? Vrei să ne propui niște bani? Da. Aș putea să vă ajut. Cum? Dar una peste cap, nu vrei? Peste cap? Da. De ce? Ei, așa... Ca să mai râdem. și dacă nu vreau să iau peste cap? Atunci ce vrei? Voiam să vă ajut. Auzi, șefule, nu-ți pare că glumești, a? Sau poate-ți bați joc de noi, a? Dar de unde? Mai degrabă dumneavoastră ați fi făcut o glumă. Auzi, nouă nu ne arde de glume. Dacă vrei să știi, n-am pus de dimineață nici nafură în gură. Nu vă înțeleg. Aveți nevoie de bani sau nu? Cum, Adrian? Clar că avem. Domnul propune să punem tu trei mână de la mână și să sclipuim de o sticlă, știi? Nici nu m-am gândit la una ca asta. Cum? Atunci nu o fă pe nebunul și spune la ce ai venit. Ha? Vroiam să vă ajut, ei, dar nu insist. Este ai prieten. Stai. Ascultă-mi coace. Poți să-ți întorci măcar și sufletul pe dos. Tot una n-ai să scoți de acolo bani. Asta e. Am ghicit ori, ba, a? Domnilor, nu înțeleg eu ori... Eu vă rog, ce? Nu mă faceți să iau o nume de rău. Ei. Iată banii. Poftim.
Adică cum? Țineți-i, luați-i, folosiți-i, cheltuiți-i, fără nicio grijă. În caz de nevoie o să mă ajutați și dumneavoastră, nu-i așa? Nouă muritorilor ne este greu, de aceea trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Parcă se poate altfel. Sigur că... Altfel nu se poate. Sigur că nu se poate, da. Iar dacă nu aveți încredere, atunci poftim adresa mea. Cum adresa? Iată adresa. Dacă altfel nu puteți, mă rog, mi-i puteți restitui. Dar vă previn că puteți să nu mi-i întoarceți. Cum? Niciodată? Să nu se întoarcem. Da. Niciodată. La revedere. Cât ți-a dat? Acuși. 10, 20, 30, 40. 100. 100? Ascultă. 100. Mie nu-mi place toată afacerea asta. Să știi că nu-i ceva acurat la mijloc. Am impresia că o să ne ciomăgească. Oliu. Ce zici, Fiodor Grigorievici? Mă, 100. 100. Stai. Parese că l-am mai văzut pe undeva. Tu nu l-ai văzut? N-a fost și el cumva în seara aici? Nu? Nu. Da, și mie îmi pare că n-a fost. Ia stai o clipă. Da. Stai! Doamne, asta mai lipsea. Așa. Așa, stai un 10. N-aibă știi ce mai fi însemnă în toate astea. Un moment, dar... Ana Vasilievna! Ana Vasilievna, vă rog să veniți o clipă încoace. Vă rog. Intrați. Vă rog un moment, luați loc. Poftim. Iată scaunul, poftim, așa. Așezați-vă, Ana Vasilievna, simțiți-vă comod. Ana Vasilievna, dumneata ești o femeie deșteaptă. Ia să-mi spui. Închipuieți că vine Ana Vasilievna la dumneata un om necunoscut și îți zice bună ziua, îți vorbește respectuos și așa, nitam, nisam, scoate din buzunar un teanc de bancnote și declară: poftim 100! Și pleacă. Se poate întâmpla așa ceva, Ana Vasilievna? Proștii. Păi vedeți? Ce de așa m-ai chemat? Nu-ți dau niciun ban. Să nu mă rogi degeaba. Ana Vasilievna. Ana Vasilievna, îți mulțumesc, Ana Vasilievna. Atât am vrut să știu. Ești o femeie deșteaptă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și 150 de ani. Așa. Îți mulțumesc. Arde de globe. La revedere. La revedere. La revedere. Lăsați că închide ușa. Așa. Stai! Poftim, ia-ți-i înapoi și cară-te la mama dracule. Păi, vi-am dat. Nu-i frumos din partea dumneavoastră. Și apoi, mai aveți și nevoie de ei. Atunci, de ce să... Ia stai! 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 Ia vei lungoace. De unde ai tu în genere bani? Ha? Ei, cum să vă spun? Am bani! Am bani și gata. Iar aceștia? De aceștia n-am nevoie. N-are nevoie. Dar poate că bărișorii aceștia nici nu sunt ai tăi. Dar a cui să fie? Dar poate că-s falși. Cum se poate așa ceva, domnilor? Asta e nebunie curată. O fac din toată inima. Vă rog să mă credeți. Spune drept, de la care mine de aur îi ai? Nu înțeleg. De unde zic ai luat banii? De la care firmă? Sau poate mafia ți-a dat? Ce fel de firmă? De unde ați mai luat și mafia? Dumnezeu cu voi! Așa. Și fiindcă veni vorba, dumneata, crezi în Dumnezeu? În Dumnezeu? Nu, dar... Nu cumva faci parte din vreo sectă? Doamne ferește! Atunci cine mi-ești, mai cu ce te ocupi?
Sunt agronom. Agronom? Agronom. Da, agronom. Vă să zic că semănăm, arăm, cultivăm. Cultivăm, da? Arăm. Întocmai, întocmai. Semănăm, arăm, cultivăm. Așa. Pentru un SRL, milionar? Da, milionar. Eu spune-mi, părinții dumitale mai sunt în viață, a? Da, da? Da ce? De ce întrebați? Așa, pur și simplu, vreau să știu. Fi fiind de la poliție, nu? Poftim, privește. Ce? Sau poate de la... Atât că nu prezentăm niciun interes. Noi suntem oameni de rând, eu șofer, eu expeditor, așa că te rog, te rog, te rog, n-are niciun rost, dar absolut niciun rost, să știi. Aiuriel, vă mai repet o dată, vi-i dau așa, fără niciun scop, nu vreți să-i luați? Ne abținem. Cum doriți. Simt că dacă pun mâna pe banii aceștia, va ieși amar de capul meu. Ia banii înapoi, numără-i. Ia-ți banii, bă! Văd că nu știți să prețuiți omenia, îmi pare rău, dar asta vă privește, la revedere, și să nu mă pomeniți de rău. Ascultă-te, amice, ascultă-te, dumirește-ne, dumirește-ne, te rog, măcar acum la despărțire, mărturisește sincer, de ce ne dai acești bani, altfel, ascultă, n-am să pot dormi toată noaptea, zău, gândește-te și tu, să dai o sumă atât de mare, pur și simplu, așa pentru ochi frumoși, cine o să te creadă, ai? Păi, voiam să vă ajut, asta-i tot. Minți! Să ne ajute. Repede! Pune mâna! Să prinde! Ia furia, furia, furia! Ține-o pe spate! Ține-o pe spate! Pune-le pe rând! Ce vreți să faci? Hai, gata, gata, liniștește! Gata, gata, să știi asta! Hai, pui frumoasele, hai! Gata, gata! Fii sincer, nu te vinde, dar recunoaște. Banii ăștia sunt furați, nu-i așa? Recunoaște, măi! Recunoaște, nu ești tu primul și nici ultimul care fură, recunoaște! I-ai furat, ai? Da, da, da! I-am furat! Vă convine? Să știți că i-am furat! Asta e pe înțelesul vostru! Și atunci de ce mama dracului chinui lumea asta de pomană? De ce, mă? Ce o faci pe îngerul păzitor? Îți place să fii îngeraș, ai? Păi mi-ați cerut, ați insistat! M-ați legat și atunci v-am spus că da, banii aceștia sunt furați. De ce vă ieșiți din fire? Nu-i hot. Nu-i hot. Se vede că banii nu-s furați. Altceva trebuie să fie la mijloc. Dar ce anume? Un moment! Ce? Stai să mă uit în legitimația lui. Dă-o încoace. Dă-o încoace. Ia să te vedem noi ce poamă ești. Așa? Acuși. Comutov Ghenadi, Comutov Ghenadi, agronom. Agronom? Aha, agronom. De altfel, ce numele de agronom? Ia ascultă, agronomule, de unde ai atâția bani? Vorbește că de nu te dăm pe mâna poliției și las că se interesează ei ce-și comă. Stai. Auzi, dar poate dumnealui e tocmai de acolo, ha? Da, de unde-s banii? A? De unde-s banii? Hai să vorbești ori nu, hai! Fedea! Fedea! Nu te atinge, Fedea! Ce vrei, să dăm de dracul, hai? O să fie și mai rău, auzi, Fedea, Fedea, lasă-l! Lasă-l! Dezlegați-mă sau aveți să răspundeți pentru asta! Da, lasă-mă! Fedea, Fedea, calmează-te, Fedea. Ascultă, eu zic să-l dezlegăm. Cine știe, tocă-se în plata domnului. Ei, poate totuși mă dezlegați. Auzi, Fedea, chiar așa. Ce să-i faci? N-ai ce-i face, hai să-l dezlegăm. Ce să-i faci acum cu el, a? Fii pe pace. Nu scapă el cu una, cu două. Dar ce facem, te întreb, ce să facem cu el? Poate să-i chemăm pe cineva. Pe cine? Să-i chemăm pe vecinii noștri, să-l judece, da? Cetățeni! Ideea e bună. Vă rog să intrați. Poftim, cetățeni, treceți, vă rog. Poftim, intrați. Și dați-ne mâine de ajutor. Poftim. Ce s-a întâmplat? Ce vi s-a mai năzărit, Doamne Dumnezeu? Ana Vasilevna, șezi și ascultă-ne. Luați loc, cetățeni. Domnule Ugarov, pune-i la curent. Vă rog. Așezați-vă, Ana Vasilevna, vă rog.
Stimați vecini, stimați vecini, aveți în fața dumneavoastră pe cel care în numai jumătate de oră a reușit să ne zdruncine toți nervii. Mai pe scurt, mai pe scurt. Dezlegați mâinile. Da, apropo, de ce e legat? Nu cumva e un criminal? Poate că e și un criminal, da. Stimate vecine, poate că și un criminal, dar poate că și mai și. Așadar, domnii mei, ne sculăm noi azi dimineață, ce-i drept după o mică beție, iertați-ne fie vorba, da, sau păcatul. Într-un cuvânt, cam așa e. Da. Adineauri am stricat în glumă pe vereasă, că cine poate să ne împrumute niște bani. Păi glumă, în glumă, am auzit, am auzit. Și găsesc că e o glumă de prost gust. Zi mai departe, zi. Păi am glumit și ne-am astâmpărat. Dacă încolo... Năvălește pe ușa noastră gândacul acesta, uite. Cu totul, domnii mei, necunoscut pentru noi. Și le zice, dumneavoastră ați cerut niște bani? Păi, desigur că am zis eu. Și stop. Pune pe masă 100 întreagă. 100. Doamne, Dumnezeule. Da, scoate 100 și ne zice, dacă aveți nevoie, poftim. Și vă ce-ți vă trebuie. A, nu mi-așa și-a zis. Nu-mi vine a crede, nu. Hei, ne lasă 100 pe masă și pleacă. Și pleacă, domnule. Așa-i? Așa-i? Sau nu-i așa? Ha? Vorbește. Răspundi. Mai departe. Vorbește. Hei, și atunci am sărit și l-am ajuns din urmă. L-am adus înapoi, i-am cerut să ne spună clar și cinstit. De unde, cum și de ce, mă rog, 100? Nu-i lucru de șagă. Vă dați seama că ni-a adus nu pentru ochi frumoși, domnilor. Da, ci că vrea să ne ajute din tot sufletul și cu toată tragerea de inimă. Băi, judecați și dumneavoastră. E normal așa ceva? Da. Interesant. Foarte interesant, foarte. Poate că noi, într-adevăr, nu înțelegem ceva. Prietenul meu e șofer, iar eu sunt un simplu expeditor. Și posibil să nu ne prea descurcăm în ale vieții. Dar dumneavoastră, domnilor, ce ziceți, ha? Ce ziceți? Nu cumva o fi beat? Ei, tocmai că-i treaz și cu mintea clară. Iată de exemplu, dumneata, domnule Viorist. Da. Ești om serios și ai putea să vorbești cu el, ha? Într-adevăr, lămurițile să-și bage odată pentru totdeauna mințele în cap. Spuneți-mi, tot ce au povestit dumnealor aici, așa a fost? Da, așa a fost. Dar e adevărat că le-ai dat atâția bani? Da, într-adevăr, le-am dat 100. Cum? Așa, pe degeaba? Fără niciun interes? A? Da, fără niciun interes. Da, foarte interesant. Hai, vedeți? Asta va să zic că este prețul la care se vinde azi dezinteresare. Așa e. Să dăruiești acestor tirchea-berchea atâția bani? E ciudat. Domnule, eu te rog, fără ofense. Păi, tocmai, domnule, tocmai, că e ciudat. Nu, geaba credeți așa. Niciun fel de ciudățenie. Nu vedeți că e un pungaș? Un pungaș și nimic mai mult. Dar de ce zici așa? Doar nu se știe. Ce nu se știe? Nu se știe motivul. Și el nu în zădar îl ascunde. Glume de astea poate face numai un afacerist, un șmecher sau un om cu totul neserios. E un pungaș. Un pungaș, domnilor. Foarte mi. Suntem poate administratorul? Nu. Eu cred că e mai bine să... Schemăm un domn. Păi, da. Dumneata, ești convins că ești în toate mințile? Ha? Dar ce-i cu dumneavoastră, domnilor? Sunt sănătos. Într-adevăr, nu înțelegeți. Nu înțelegeți! Se mai întâmplă doar ca un om să nu aibă nicio lițcaie în buzunar. Iar altul pungă plină. Și iată, unul are nevoie de bani la gât. Iar altul îi adună pentru zile negre. Și atunci nu e oare firesc să se ajute? Nu înțeleg. Ce e aici așa deosebit? După cum văd, voi probabil n-ați ajutat pe nimeni în viața voastră. Oare chiar nu vă puteți da seama nici atâta? Nu mai suntem noi chiar atât de proști cum ne socoți dumneata, domnule. Ia-mi scoateți prostiile din cap. Cine ești dumneata
ca să arunci sutele. Ha? Lev Tolstoi, Jean-Paul Sartre. Cine? A, da, da, da. Ha? Cine ești? Să nu-ți spun eu pe nume. Ești un huligan. Și asta în cel mai bun caz. Dar de unde te-ai luat, mă rog, el așa de frumos prin părțile noastre, a? Nu cumva ești un înger căzut din ceruri, Doamne, iartă-mă! E, dar de unde n-are el nimic îngeresc în trânsul? Ești un șarlatan, domnule. O specie specifică de șarlatan. Anume, da! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pe viitor vă știi cum să mă port cu lumea. Lasă-o, baltă! Nu cumva vrei consolare? Dar dacă într-adevăr vroia să-i ajute, așa omenește. Încetează odată cu prostiile tale. De ce țipi la mine? Ca să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Dar eu vă cred, domnule. Eu vă cred că ați vrut să-i ajutați și mai cred că ați făcut-o pur și simplu așa din inimă. Tonto! Nimic nu se întâmplă pe lumea asta așa, din inimă. Nimic și niciodată. Să-ți intre odată și pentru totdeauna în cap. Acesta e în fapt adevărat, domnișoară. Păi, nimic pe lumea asta nu se face așa. Nu cumva așa crede toată lumea? Dar păi cum altfel? Și dumneata crezi la fel? Ceea ce cred și cum cred, asta încă n-a schimbat și nici nu va schimba lumea. Nu te băga cu nevitețele tale, faina! Te rog! Astfel zis, tot ce face omul pe lumea asta face numai din interes, da? Tot, drăguță, tot! Nici să te îndoiești măcar nu trebuie. Și binefacerea și ajutorul nu se mai dă azi așa de florile mărului. Până și dragostea... Ce-i cu dragostea? Da. Dar ce să fie? Dragoste... Da, tot mai bun e bărbatul cu mașină decât fără mașină. Ei, mătușico, ia, las-o mai moale. Da? Da ce? N-o grăiesc drept. Ana Vasile. Dumneata, în genere, ce cauți aici? Ha? Cine te-a chemat? Vă rog. Eu nu cu dumneata, ci cu dumneiei vorbesc. Să-și cunoască lungul nasului. Las că o să-i prindă bine. Ia-l închide gura, baborniță! Toată ce urle la mine! De ce urlă? Pentru că mașina nu e a lui. Mașina e a mea. Vezi ce face agronomul? Încurci lumea? Om vrăjbești? Ce are cu e mașina? Ha? Să ție rușine. Domnilor, ce se întâmplă? Domnilor, ce se întâmplă cu noi? E ceva groaznic. O să ne mâncăm ca niște câini. Și numai din pricina lui, din pricina acestui escroc, ne-a jignit pe toți. Ne-a calomniat de la oaltă. Ne-a scuipat în suflet. Trebuie să-l izolăm. Chiar acum să-l izolăm. Chiar în clipa asta. Știți ce? Mă duc să chem poliția. Stai. Mai întâi să ne spună de ce a venit. De unde ai bani, auzi? Ei, și de ce ne-i dărui? Pentru ce? Spune-ne odată și odată cauza adevărată. Vorbește, luate-ar toți dracii să te ia! Am vrut să-i ajut. Țecânitule! Pe ceva împărșuv! Pungașule! Minți! Am să te asugrăm! Ești un maniac! Nu cumva te crezi Maica Tereza? Spune! Opriți-vă! Dezmăticiți-vă odată, oameni buni! Ce aveți cu mine? Ce doriți? Vreți să vă spun... Că am ucis pe cineva, că am jefuit, că am tăiat? N-ar fi exclus și așa ceva. Am toată convingerea că am pus mâna pe un criminal. Cel mai bine e să telefonăm la poliție și să încheiem povestea. Nu. Mai bine telefonează la spital. E un caz de grandomanie, garantez. Omul se crede Iisus Hristos. Bravo! Alo? Biroul de informații? Vă rog numărul de telefon al Spitalului de Psihiatrie. Vă mulțumesc.
rog, dezlegați-mi. Sunt de acord să vă explic totul. M-ați convins că puteți face orice cu mine. Dar n-am chef să stau într-o casă de nebuni. Sunt grăbit. Am venit încoace pe o săptămână. În orașul acesta trăia maica mea. Trăia singur aici. Și nu văzusem de 6 ani. Toți anii aceștia n-am fost niciodată la ea. Și niciodată n-am ajutat-o cu nimic. 6 ani. 6 ani m-am tot pregătit să-i trimit banii aceștia. Îi purtam într-una cu mine și de fiecare dată îi cheltuiam. Și iată. Acum ea nu mai are nevoie de nimic. Și nici de banii aceștia. Doamne Dumnezeule. Am înmormântat-o acum. 3 zile. Iar banii am hotărât să-i dau primului om care va avea nevoie de ei mai mult decât mine. Da. Mai departe știți și singuri totul. Acum mă înțelegeți? Frățene, de ce n-ai spus de la bun început? Cui? Păi... Cui se dă inima să spună astfel de lucruri? Doamne, ce păcat! Da, ai ieșit urât de tot, auzi? Iertați-ne, dacă se poate ierta așa ceva. Ana Vasilievna. Da. Adu-te, rog, niște vină. Trebuie banii, Ana Vasilievna. Bani. Uite banii, da. Îngrozitor, nemaipomenit. Se întâmplă ceva cu noi. Ne-am sărbătăcit, domnilor. Ne-am sărbătăcit cu totul. Iar vene, prietene. Nu te supăra. Păi dacă am fi știut, nici vorbă că... Ne cerem, bineînțeles, iertare. Da. Iese că suntem, până la urmă, chit. Pentru prima oară m-am certat azi cu nevastă mea. Hai, lasă, nu te mai bosunfla atâta. Lasă-mă în pace, te rog. Da? Adică să te las? Hai, să mergem. Sau poate ai de gând să rămâi aici? Da, am de gând să rămân. Da? Mm-hmm. Mai decât te privește. Vă rog, să nu ne credeți niște oameni de nimic. S-a întâmplat ceva îngrozitor, halucinații, nu alta. Vă asigur, trebuia desigur să vă credem pe cuvânt. Eram pur și simplu obligați să o facem. Înțelegeți, frățioare, e o mare nenorocire să rămâi fără bani. Dumnezeu, cu ei, cu blestemațe ăștia de bani. Ana Vasilievna, vă ajut. Și-ți banii ăștia aduc toată nenorocirea pe pământ. Lasă-mi în lumea și pământul. Da. N-ai încotro, frățioare. Pentru maica dumneavoastră. Vreau să zic de sufletul ei. Fii țărână ușoară. Așa e și nu te îndurera. Ține. Bea, frate, un pahar de vin. Ana Vasilievna, toarnă-mi și mie unul. Mulțumesc. Domnule violist, ia loc. Mulțumesc. De acum, ce poți să mai faci? Nu-i nimic, domnilor. Nu-i nimic. Viața, cum se zice, continuă.
Ați ascultat în adaptare radiofonică spectacolul 20 de minute cu Îngerul, după piesa omonimă a lui Alexandru Vampilov. În distribuție: Homutov, Iurie Babuci; Anciughin, Petru Hadârcă; Ugarov, Iurie Negoiță, artist emerit; Bazilski, Andrei Sochircă; Stupac, Alexandru Josu; Faina, Aliona Țurcanu; Vasiuta, Valentina Izbeșciuc, artista a poporului. Regia artistică și sonoră, Olga Șfeț, maestru în arte. Traducere, Serafim Saca. Adaptare radiofonică, Ilie Teleșcu, om emerit. Redactor muzical, Emilia Burlea.